aveți faptele și vă mulțumim și pentru puținele cuvinte pe care ni le-ați spus. Vă mulțumim foarte mult pentru tot ce ați făcut. Alături de noi, ați observat, pentru că prezența Domniei sale nu poate trece neobservată, a venit și domnul Mihai Neamțu, unul dintre cei care și-au adus contribuția prin interviul pe care l-a acordat domnul Cristian Curte la nașterea acestei cărți. Domnul Mihai Neamțu, firește că nu are nevoie de prezentarea mea, este unul dintre intelectualii creștini foarte, foarte implicați în spațiul public. Este un om care a scris nici mai mult, nici mai puțin decât 10 cărți dedicate libertății și valorilor creștine. Cea mai recentă carte a sa, Povara Libertății, are un titlu cât se poate de sugestiv și firește vă îndemn să o citiți, dar nu înainte de a termina lectura cărții Șocul Referendumului, firește. Domnul Mihai Neamțu a conturat o idee centrală în interviul pe care l-a oferit, anume că acest referendum a fost un exercițiu de suveranitate pierdut însă din cauza unei apatii civice și a amneziei istorice. Îi dau cuvântul cu bucurie și rog să explice, așa cum știe domnia sa să o facă în mod seducător, ideea pe care am menționat. Mulțumesc foarte mult! Bună seara, doamnelor și domnilor, dragi prieteni! Mă bucur să fiu pentru prima oară în viața mea în Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Este un privilegiu și onoare pentru mine acest lucru. Și vreau să încep prin a felicita aceste eforturi ale lui Cristian Curte de a ne aduce la oaltă, din nou, iată, la un an de la referendum, începând cu paginile acestei cărți și, de ce nu, terminez cu această conferință publică absolut necesară. Vreau să spun că am cumpărat această carte acum câteva minute și că sunt deja fascinat de diversitatea de opinii exprimate în acest volum esențial, care, după părerea mea, radiografiază un fenomen social total, așa se numește el în literatura de specialitate, un fenomen social care a scos la iveală lucruri importante despre relația între biserică și stat, între ierarhie și laicat, între dimensiunea contemplativă a trupului lui Hristos și dimensiunea socială activă. Toate aceste chestiuni au ieșit la iveală într-un mod spectaculos și eu cred că pentru asta putem să fim recunoscători. Ca și domnul Gheorghiu, pe care mă bucur să-l salut, căruia și eu vreau să-i mulțumesc public pentru tot ceea ce a făcut și pentru câte a încasat. Cine vrea să se bage în luptele politice sau sociale trebuie să fie un bun încasator și dumneavoastră știe să încaseze. Iată, vreau să spun că dacă domnia sa vedea partea pozitivă a paharului, aș merge și aș tărui și eu în această direcție optimistă. Optimism e și o formă de politețe față de celălalt. Și aș spune că nu e atât de rău ceea ce ne-a scos la iveală evenimentul de anul trecut. 3,5 milioane de oameni mobilizați doar de către laicatul creștin, ortodox în marea lui majoritate, dar și de alte nuanțe confesionale, este în sine o performanță. Niciun partid politic nu a luat acest scor, cel puțin până la referendum. Și asta, în condiții de boicot, s-a întâmplat. Totul știm cum s-a petrecut. După ce, de la probabil Bruxelles, partidul de atunci de guvernământ a primit o linie foarte clară de boicotare, după ce alte partide au asumat acest dispreț față de noi cetățenii, sigur că am ajuns la acest rezultat. După amăreala, să spunem, sufletească pe care am trăit-o în seara zilei respective, am făcut și eu un efort să văd partea pozitivă. Și aș vrea să vă spun că, din punctul meu de vedere, acest referendum a scos la iveală existența unor lideri de opinie care, deși au plătit foarte mult în viața lor personală, în viața lor profesională pentru expunerea unor puncte de vedere tradiționale, au mers până la capăt. Deci, lucrul absolut remarcabil este acest fapt că oameni precum, pe care nu-i știam atât de bine în dimensiunea lor creștine mărturisitoare, precum Sorin Lavi, oameni precum, sigur, profesorul Adrian Papahagi,
Și alții pe care îi veți întâlni în pagina acestei cărți au ieșit în prim plan și lucrul ăsta pe mine m-a bucurat foarte mult. Un alt aspect pozitiv mi s-a părut faptul că România a avut pentru prima oară după 30 de ani curajul să pună o problemă identitară și că dincolo de festivismul cu care noi tot timpul ne-am obișnuit în această perioadă, ne-am pus întrebarea esențială ce mai suntem după 30 de ani de la căderea comunismului. La această întrebare era cazul să răspundem ca o colectivitate, ca o națiune și răspunsul este tonifiant. Am aflat că suntem creștini și minoritari, deci că avem foarte multe de construit. Și de data aceasta nu mai avem de construit ziduri. Ne-am ocupat de construcția de ziduri mult timp, în ultimii 150 de ani, de când statul modern s-a născut, statul român. Ne-am ocupat de ziduri și în ultimii 30 de ani. Și se pare că n-a fost de ajuns. Cred că încet ne putem apuca de treabă și anume ne putem apuca de o construcție națională, pe de o parte, și culturală, pe de altă parte, care să înceapă de la identificarea unor lideri. Pentru că vreau să vă spun ceea ce cred și despre nașterea creștinismului și ceea ce cred despre biserica din toate timpurile. Fără apostolul Pavel, nu, care s-a transformat în toată Mediterana, cum spunea Petre Țuțea, fără curajul părinților capadocieni de a cristaliza o doctrină, fără viziunea unor mari bărbați și a unor mari femei ai bisericii, nu am fi devenit cu adevărat relevanți și lucrul ăsta, repet, se datorează unui exercițiu de până la urmă leadership, ca să folosesc un termen astăzi la modă. Câți lideri mai avem astăzi de opinie, câți oameni își asumă cu adevărat curajul mărturisirii, este o discuție absolut, absolut esențială. Eu personal vă spun când am înțeles miza acestui referent. Și acum știți, obișnuiesc să fac dialoguri cu oameni care sunt și de alte păreri decât noi cei strânși la această masă. Și într-o vară, la Cluj, aflându-mă la Cluj, am purtat un dialog cu judecătorul Cristi Danileț. Și după ce am vorbit cu dânsul preț de 40 de minute, la final i-am pus această întrebare. Știind ce s-a întâmplat în Statele Unite, venind din viitor și știind că nu arată atât de bine, i-am spus, domnul Danileț, uite, hai să vedem dacă într-o bună zi în România ar fi obligatoriu un mariajul homosexual și ați avea în București un primar sau poate într-o altă localitate, într-o comună sau într-un oraș, un primar care refuză, în numele libertății de conștiință prevăzută în Constituție, să performeze acest act civil. Ce credeți că ar trebui să se întâmple cu acel primar? Și domnul Danileț, cu un zâmbet suferan, mi-a spus, ar trebui să meargă la închisoare. Și atunci am realizat că oamenii ăștia nu glumesc atunci când vorbesc despre o nouă, până la urmă, filozofie morală, care într-adevăr locuiește în temelia culturii și civilizației europene, care până la urmă înseamnă, întâi de toate, libertatea. Libertatea de mărturisire, pe care Apostolul Pavel a revendicat-o în fața oamenilor cezarului și pe care toți creștinii au revendicat-o în primele secole de martiraj. Această libertate este detestată de către unii apologeți ai corectitudinii politice și mă tem că vom asista în următorii 20-30 de ani și în România la situații la care deja grecii au participat, spaniolii în egală măsură, dar nu și polonezii sau croații. Situații în care un, de pildă, ierarh al bisericii ajunge să fie dat în judecată pentru o predică pe care o susține în biserică și pentru un punct de vedere biblic, nu? Exprimat și întemeiat pe eventual referințele pauline la ceea ce înseamnă păcat, Romani 1:20 sau 1:22. Vom asista, probabil, și în România la asemenea situații de hărțuire juridică a celor care își exprimă un punct de vedere tradițional cu privire la sexualitate, mariaj și sacramente. Și lucrul ăsta se va întâmpla tocmai pentru că, mă tem, și aici vreau să fac o evaluare de etapă a bisericii noastre, nu am investit noi înșine suficient în, repet, formarea de elite profesionale. De ce folosesc cuvântul elită? Pentru că țara aceasta trebuie condusă. Și este condusă la ora asta de oameni care, mulți dintre ei, n-au nicio treabă cu biserica. Noi am fost fericiți că aceste elite politice, în mod special, au dat bisericii ortodoxe, în mod particular,
un spațiu de respiro extraordinar după Revoluție. Niciodată nu i-a mers atât de bine în termen material, Bisericii Ortodoxe Române. Subliniez, niciodată nu i-a mers atât de bine. Sute și sute de mănăstiri făcute în 30 de ani. Mii și mii de biserici ridicate de la zero. Finanțări publice pentru cele mai monumentale proiecte, care sunt și necesare, apropo, nu le contest. Finanțare a studiului ecleziastic, finanțare a facultăților, peste 17 la număr, finanțare inclusiv a ierarhiei, iertați-mă, da? Toate aceste lucruri s-au întâmplat într-o atmosferă de simfonie bizantină, într-o relație de complicitate între biserică și stat, care la un moment dat a fost devoalată de această uriașă trădare. Reprezentanții statului român au trădat biserica. Când? Când nu a mai fost vorba de ziduri. Când nu a mai fost vorba de bani. Când a fost vorba despre suflet. Și întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este: a meritat prețul acesta? Prețul adormirii noastre în iluzia unei majorități statistice și declamate strict sociologic? Nu știu dacă a meritat. Era mai bine să fim vigilenți, să avem o conștiință profetică, să nu ne lăsăm cumpărați bucată cu bucată? Poate că da. Dar pentru asta noi ar fi trebuit să avem o altă strategie. Noi, ca trup al lui Hristos. Și strategia noastră trebuia să fie una de fecundare a societății. Cu acele personalități publice, care, vreau să fiu foarte explicit, de la serviciile secrete, până la magistrați, de la politicieni din Parlament și până la, de ce nu, oameni care să-și asume actul de guvernare, să fie șlefuiți de o conștiință creștină. Se întâmplă asta în anumite țări europene? Da. Le-am dat deja citire. E vorba de Polonia, care nu se stânjenește să-L proclame pe Iisus Hristos drept rege. E vorba de Ungaria, unde controversatul Victor Orban spune lucruri adevărate, chiar dacă pentru un transilvanean ca mine sunt și neliniștitoare unele din aspirațiile sale revizioniste. Putem merge mai departe și ajungem în Brazilia și vom vedea un lider politic care s-a urcat pe un val de revendicare identitară și care, într-adevăr, spune lucruri curajoase, inacceptabile astăzi, poate, pentru oamenii de la Bruxelles și, evident, că ajungem și la Washington, unde același lucru se întâmplă. Ce se întâmplă? Anume, oameni politici și oameni de decizie își declară deschis adeziunea la crezul creștin și merg până la capăt cu această adeziune. Ministrul de Externe al Statelor Unite, Mike Pompeo, a spus, înainte de a fi ales, Iisus Hristos este singura salvare a Americii și de altfel a lumii întregi. Ministrul de Externe, vicepreședintele Statelor Unite, spune, sunt creștin, sunt american și sunt republican, în această ordine. Deci, situația în care România ortodoxă se află e una mai degrabă ciudată. Avem o masă mare de oameni care participă la ritualuri publice de adeziune la crezul nostru ortodox. Am dezvoltat practici, cu alte cuvinte, dar nu neapărat și convingeri. Nu știu dacă s-a înțeles, vreau să repet. Este foarte important ce am spus. Am dezvoltat practici, dar nu și convingeri. Convingeri de ordin antropologic, de ordin teologic și de ce nu și de ordin social sau politic. Cum s-a ajuns aici? E bine, s-a ajuns, repet, într-un context în care am pierdut acest pariu al dialogului cu elitele profesionale. Ceea ce nouă ne-a lipsit, nu știu ce au simțit alți colegi cu care mă întâlneam adesea în platourile de televiziune. Noi am simțit în perioada aceea referendumului o lipsă de asumare din partea elitelor ortodoxe. Vă spun lucruri banale și aș dori ca domnul Curte să nu mă devoaleze. La ora 23, nu? Un post de radio important, chiar cu o arie de difuzare largă în țară și peste hotare, organizează o dezbatere. La ora 23, tipul campanie pentru referendum. Cel de la Accept, sau de la, mă rog, o asociație care ne era adversară, vine la timp, la acea dezbatere, reprezentantul
pro, să spunem, creștinism, spune că la ora 23 nu poate să vină, că e o oră târzie și e ușor obosit. Și la dezbaterea respectivă nu am avut o voce. Comoditate, lipsa de jertfelnicie și lipsa de pregătire ne-au costat foarte mult, dragii mei. N-aș vrea să lungesc cuvântul, dar vreau să adaug ceva esențial. În spațiu public, când tu te duci într-un platou de televiziune unde trebuie să asumi din start ostilitatea atât a moderatorului, cât și a, să spunem, celorlalți participanți la dialog, într-un asemenea spațiu care este spațiul mediatic, televizual, oamenii pe care biserica trebuia să-i arunce în luptă, trebuiau să aibă o competență și o calificare interdisciplinară care astăzi nouă ne lipsește. Și aș vrea să dau două exemple. Oameni din contextul evanghelic, din contextul penticostal sau baptist, care citesc Biblia de dimineață până seara. Asta e Biblia referendumului, dar îi citesc altceva, da? Citesc ceea ce citim și noi. Odată scoși din cadrul referențial scripturistic și puși să justifice de ce e nevoie de un referendum din punct de vedere, să spunem, juridic sau din punct de vedere social, nu mai au capacitatea să argumenteze. De ce? Ei au fost obișnuiți, repet, cu o apologetică centrată doar pe cuvântul revelat. Nu antrenată într-o disciplină intelectuală care să utilizeze logosul ca dar suprem al firii omenești. Ortodoxii, pe de altă parte, care ajung într-o dezbatere televizată, de multe ori sunt indignați de faptul că ei nu mai sunt recunoscuți ca fiind vocea majoritară. Și argumentele pe care ortodoxii le foloseau, țin minte și acum, în dezbaterile la care participam, Realitatea TV, B1 TV și alte televiziuni, erau argumente de tip cultural. Păi cum noi, români fiind de mii de ani creștini, nu vedem evidențele, nu vedem necesarul absolut al acestei recunoașteri a dualității și complementarității între bărbat și femeie. Cu alte cuvinte, amândouă, să spunem, părți implicate în referendum veneau, din punctul meu de vedere, sub raport retoric, veneau insuficient echipate pentru această dezbatere. Dacă vrem în următorii 20 sau 30 de ani să câștigăm războaiele culturale ale veacului, și nu văd de ce ne-am face asta, nu văd de ce am cedat, am pierdut poate o bătălie, dar n-am pierdut războiul până la capăt, atunci va trebui să ne gândim cu ce arme îi vom trimite în luptă pe apărătorii credinței noastre de acum înainte. Pe lângă armele vieții duhovnicești și ale credinței interiorizate, e nevoie de un întreg pachet, îmi vine să spun, de instrumente pe care părinții bisericii le utilizau fără absolut nicio frică. Uităm prea des că un Grigorie de Nisa s-a dus să facă cursuri de oratorie în Antiohia. Uităm foarte des că părinții bisericii primare erau versați în arta dialecticii, că un Origen putea discuta cu Celsus de pe poziții de egalitate, fiindcă el cunoștea toată literatura păgână în egală măsură cu toată cunoașterea și erudiția lui scripturistică. Uităm foarte adesea faptul că atunci când creștinismul a fost la înălțime, reprezentanții creștinismului universal au avut această superbă construcție duală în plan duhovnicesc și în plan apologetic. Prea mult am crezut că trebuie să vorbim doar celor convinși, deja convinși de adevărul credinței. Prea mult ne-am concentrat pe acest tip de acțiune și de, până la urmă, prelungirea identității noastre ortodoxe și românești, în condițiile în care, totuși, multiculturalismul și secularismul au dat buzna în viețile noastre de vreo 30 de ani încoace. Cred că momentul acesta, și cu asta mă apropii de final, momentul acesta de trezire pentru noi toți este un moment binecuvântat de Dumnezeu. Nimic nu se întâmplă fără voia Lui. Și dacă ne-am simțit uneori rușinați și dacă ne-am simțit uneori umiliți în spațiu public, este și pentru păcatele noastre. Suntem o națiune ortodoxă care a tolerat prezența peste 20 de milioane de avorturi în această societate. Suntem o societate ortodoxă sau creștină, dar care a închis ochii la nenorocirea absolută a momentului care este pentru România.
furtul fetelor noastre, capturarea aceasta inocenței copilăriei și servirea lumii largi, planul acesta al serviciilor sexuale cu, repet, fete crescute în familiile noastre tradiționale. S-au întâmplat prea multe nenorociri în ultimii 30 de ani ca Dumnezeu să nu ne smerească într-un fel. Și eu cred că această smerenie trebuie cu adevărat asumată de sus și până la cel mai mic cătun. Și cu această smerenie, dacă vom porni la luptă, asumându-ne inadecvarea în raport cu marile modele patristice de mărturisire și de angajament public, pe de o parte, dar și inadecvarea în raport cu cerințele actuale ale societății românești și europene, atunci, dacă ne vom asuma cu smerenie această inadecvare, vom putea să învățăm ceva esențial despre felul în care mărturisirea ortodoxă trebuie să se articuleze în secolul 21. Eu sunt încrezător că de la aceste 3,5 milioane putem să creștem la mult mai mult, pentru că acest aluat, nu, poate să dospească în timp și poate să reverbereze, mai ales dacă vom putea avea inteligența pe viitor să ne disociem cu mult mai multă claritate de zona politică toxică care a existat în societatea românească, trebuie să recunoaștem acest lucru, în ultimii 30 de ani și care a fost și respinsă de societatea românească. Nu este în regulă să taci ca biserică în privința corupției, a furtului, a traficului de carne vie. Să taci, să nu spui absolut nimic despre revoltătoarele, repet, derapaje care se întâmplă în societate, dar să fii virulent și aproape obsesiv atunci când vine vorba de chestiunea sexualității. Dar sexualitatea este o chestiune esențială și definește până la urmă natura umană sau înțelegerea creștină asupra naturii umane. Dar chestiunile acestea trebuie să stea într-un echilibru. De ce au plecat 4 milioane de români peste hotare? Au plecat pentru că au fost pur și simplu în situația de a nu mai respira și de a nu mai rezista într-o țară în care cleptocrația devenise aproape o regulă, în care furtul din buzunarul celuilalt, a aproapelui, acelui sărac, era de la sine înțeles. A omagia, a binecuvânta, a închide ochii chiar în fața acestor fapte de corupție gravă, pe de-o parte, și a te mira, pe de altă parte, că societatea românească nu mai te ascultă atunci când îi cer să acționeze în sensul apărării credinței, e, după părerea mea, o formă de schizofrenie. Ori apărăm Evanghelia până la capăt și atunci porunca din Decalog să nu furi este la fel de importantă ca cealaltă poruncă să nu te sprânești. Ori rămânem obsedați de o singură chestiune, poate ambalată și în limbaj puritan, și riscăm să pierdem dialogul cu majoritatea care, repet, așteaptă din partea noastră a creștinilor o poziție verticală și curajoasă și atunci când vine vorba de starea de zi cu zi a națiunii noastre. Așa că plec optimist de la acest rezultat și vă rog, dacă se poate, și pe dumneavoastră să vă gândiți într-o ok cât se poate de personală. Ce pot face eu? Bărbat sau femeie? Și ne dorim să fie și mai multe femei în această luptă și în această operă de mărturisire. Ce pot face eu? De astăzi înainte. Ca fenomenele pe care le critic și pe care le deplâng să nu mai arate atât de prost așa cum le deplâng și le critic în fiecare zi. Dacă deplângem bunoară calitatea proastă a politicienilor din România, și bine facem, așa este, vă confirm din interior, ce pot face eu ca starea aceasta de lucru să fie un pic mai bună peste 5 ani sau peste 10 ani? Dacă deplâng starea proastă și calitatea execrabilă a jurnalismului din România, ce pot face eu? Să fiu un jurnalist creștin, precum Cristi Curte, precum Vasile Bănescu, precum Claudiu Târziu și atâția alții, care nu abdică de la valori. Dacă deplâng corupția din sistemul unor juridic, ce pot face eu?
să fiu un mai bun magistrat, un om care stă drept și care este onorabil de dimineață până seara în fața chemării sale. Eu cred că aceasta este interogația asupra căreia merită să reflectăm și încă o dată vreau să felicit organizatorii referendumului și vreau să felicit autorul acestei cărți extraordinare pentru curajul de a ne-a fi dus împreună. Mulțumesc!